Cultivăm legume din generație în generație, de peste 3 generații. Părinții mei sunt agricultori de profesie. Iar în 2020, odată cu pandemia, am avut oportunitatea și provocarea de a nu avea spațiu de desfacere pentru legumele noastre. Iar atunci am luat decizia că trebuie să ne adaptăm vremurilor în care trăim și ar trebui să aducem un nou concept la viață. Este vorba de legume verzi, platforma prin care reușim să ajungem în bucătăriile bucureștenilor în fiecare săptămână cu legume proaspete pe care le cultivăm chiar noi sau cu alte legume și fructe de la producători colaboratori. Totul a pornit ca un sprijin pentru părinții mei. Când am văzut că se află în această situație, am început să apelăm la prietenii noștri, la cunoscuți, ca să transmitem mai departe despre legume verzi și cum funcționează acest mecanism de vânzare. A funcționat foarte bine, iar prin puterea recomandării am reușit să ajungem la un număr foarte mare de clienți. Înainte de acest job eram angajat în corporație, în marketing, iar după momentul acesta și în special după momentul din 2022, când am început și procesarea legumelor noastre, am început să ne concentrăm, să mă concentrez exclusiv către zona asta de agricultură și postproducție. Noi avem unul din produsele noastre preferate, roșia, care crește foarte, foarte bine la noi și cumva reușim să ducem mai departe soiurile de roșii autentice, care cumva sunt foarte solicitate în piață. Iar din aceste roșii reușim să procesăm și să creăm produsele finite care se află acum pe rafturile magazinelor precum Profi. Reușim să aducem o consistență pură, fără zahăr, fără sare. De exemplu, avem un produs din roșii de la care de altfel am și plecat în toată afacerea aceasta, pentru că în 2022 am avut un boom de cultură de roșii și nu aveam efectiv unde să o desfacem, această cultură. Așa a luat naștere proiectul Selo și cumva de acolo am pornit, de la roșii am pornit să procesăm produse din roșii și avem sucuri de roșii, sosuri de roșii, sos de roșii cu busuioc, sos de roșii cu ardei și diverse combinații. Un alt aspect de noutate pe care noi îl aducem în piață este dulceața de dovleac, dovlecel plăcintar și dovlecel dovlecel. Aceste două produse sunt cumva inovația proprie și plecăm oarecum de la aceeași problemă. Faptul că aveam foarte mulți dovleci și trebuia să găsim o variantă de a amortiza, practic, pierderea alimentară care exista în acel moment la noi în fermă. Pe lângă roșii, noi cultivăm o multitudine de alte produse. Un exemplu foarte clar este varza cale, pe care o distribuim către segmentul Horeca. Suntem partenerii unui lanț de restaurante foarte puternic, care are în meniuri produse cu aceste plante. Avem ardei, ardei iute, ardei capia, busuioc. Varietatea este foarte, foarte mare la noi. De aici și provocarea pe care o avem în a gestiona atâtea culturi simultan. În 2022 am început parteneriatul cu un procesator de legume și fructe, iar atunci am început să producem produsele din rețetele mamei mele și a bunicilor noastre. Am început cu produsul renumit sosul de roșii, fără sare, fără zahăr.
Tocmai pentru că am vrut să aducem în vedere că se poate face și un produs fără conservanți, fără coloranți, fără aditivi alimentari. În momentul de față avem o gamă de 28 de produse în cămara noastră, diverse, aș spune, cu toate că am început cu partea de roșii, unde există o varietate foarte mare, de la pasta de ardei cu roșii, sucul de roșii, sosul de roșii, sos de roșii cu busuioc. Avem și partea de murături asortate în toamnă, le producem castraveți în oțet, ardei bulgăresc în oțet și ardei iute în oțet, foarte, foarte apreciate, tocmai pentru că sunt rețete pe care nu le-au mai întâlnit de foarte mult timp clienții noștri pe piață. Dar avem și câteva vedete ale noastre, produsele inovative, dulceața de dovleac plăcintar, dulceața de dovleac, dovlecel, dulceața de dovlecel, ca să fie clar, și dulceața de rubarbă. Din nou, este un produs exclusivist care este consumat doar în anumite regiuni ale țării, iar noi l-am adus în cămara noastră. Fără îndoială, sosurile din roșii și sucurile din roșii sunt top ca și vânzări ale noastre, urmate de partea de murături. Și aici castraveții în oțet au o foarte mare notorietate, tocmai pentru că sunt conform rețetelor tradiționale. Noi n-am schimbat nimic la castraveții în oțet. Și nu în ultimul rând, și dulcețurile au fost foarte apreciate. Dulcețurile din legume, precum dulceața de ardei iute, iarăși a fost foarte apreciată, și zacusca, să nu uităm de ea, care este făcută la foc de lemne. Clienții noștri sunt din diverse zone ale țării. Avem parteneriate solide cu băcăniile din țară, din Vâlcea, avem un partener foarte foarte apropiat de noi, din Suceava, din nou avem iarăși o băcănie parteneră, dar și București, în mare parte clienții noștri vin prin legume verzi, canalul nostru de desfacere, și livrăm săptămânal către ei atât legumele proaspete cât și partea de băcănie. Parteneriatul cu Profi a fost un bun prilej de a ne face cunoscuți în Dâmbovița. Avem trei magazine partenere către care livrăm produsele Selo. Este o mare plăcere să lucrăm cu un asemenea brand mare din țară. Și așteptările noastre, bineînțeles, sunt ca numărul produselor de pe rafturi să crească și cumva clienții să vină să ne aleagă de pe rafturile magazinelor. După acest sezon ne gândim serios cumva să investim și mai mult în business. Pentru noi investițiile au fost constante și, drept urmare, asta ne propunem și pe mai departe, să investim în zona aceasta de procesare. Asta ar fi un pas natural al business-ului nostru, care este în creștere de la an la an. Deci, cumva, aici m-aș opri cu așteptările. În următorii ani să reușim să avem un spațiu de producție propriu.